Elena Claudia Alexandru, Buzău. Înțeleg că aveți locul întâi Euroins Buzău, da? Da. Felicitările noastre. Este al câtelea an când aveți locul întâi pe Buzău? Al treilea an. Al treilea an de loc întâi. Evident aveți o rețetă a succesului pe care vă rugăm să ne împărtășiți și nouă. Avem muncă multă, perseverență, bun simț și loialitate față de clienți. Bun, sună a fi ingredientele potrivite. Vă rog să spuneți, în 2012, ce a mers mai bine în piața de asigurări din județul Buzău? Ce v-a ajutat să aveți să vă mențineți pe locul întâi? A mers retail-ul foarte bine. Societățile au fost în lichidare, unele dintre ele, multe dintre ele. În schimb, s-au făcut și pe persoane juridice. Poli. Deci aveți și corporate. Avem și corporate foarte mult, da. Ne puteți spune în proporții cam cât aveți retail și cât corporate? În jur de 40% corporate și 60% retail. Și în ceea ce privește produsele de asigurare, ce segment a mers mai bine în 2012? Polițele de locuințe au mers foarte bine atunci când s-a spus că sunt obligatorii, după aceea au mai scăzut o perioadă. Deci property și autoturisme, casco și RCA. În ultima vreme, cum au mers asigurările de locuință? Au mai scăzut, dar nu în proporție foarte mare. Față de anul trecut, oricum au mai scăzut. În ceea ce privește colaborarea cu brokerii din zona Buzăului, ce ne puteți spune? Avem o colaborare foarte bună cu brokerii din zona Buzăului, respectiv cu cei care au luat premiu. Iar broker. Suntem premianți împreună, am putea spune, da. De la anul 2013, ce așteptări aveți și pe ce produse de asigurare mizați? Să ne menținem clienții pe aceleași produse de asigurare și pe lărgirea portofoliului. Deja l-am mai lărgit pe răspunderi și alte polițe, alte tipuri de polițe și pe o colaborare cât mai bună cu brokerii în continuare. Simțiți vreo provocare deosebită pentru anul 2013 de care credeți că va trebui să treceți? Situația economică, care la societăți e destul de precară. Mă refer la județul Buzău. Înțeleg că în județul Buzău încă nu se simte că am fi trecut de ce era mai greu și că ne îndreptăm către post-criză. Încă nu. Vă mulțumim foarte mult. Noi vă urăm mult succes în ciuda contextului economic, să aveți afaceri bune și anul viitor să fie al patrulea an cu locul întâi pentru Euroins Buzău. Mulțumim mult de tot. Privim lucrurile cu optimism. Unde se închide o ușă, privim spre un geam deschis. Așa că mulțumim.